consultant în DELL MC. O să vă povestesc astăzi câteva lucruri despre un portofoliu de computer networking. În DELL MC există foarte multe direcții, după cum am văzut și pe celelalte prezentări, o grămadă de business unit-uri, de produse, de tehnologii, o direcție, să spunem, foarte importantă, care vine cumva din lumea DELL, dinainte de acest merger, este partea de computing. Și aici, în partea de computing, DELL, în timp așa, a dezvoltat anumite tehnologii, anumite inovații, așa ca o idee, acum vreo de mai mult de 15 ani, lumea asta a computingului era dominată de niște sisteme complet, să le spunem specifice. Erau procesoare Power, procesoare Spark, cu seturi de instrucțiuni și cu o folosire specifică. La momentul respectiv, DELL a fost primul vendor care a introdus pe piață o arhitectură care se păstrează și în ziua de astăzi și până în ziua de astăzi încă este cea mai vândută arhitectură. Adică acele servere cu o placă de bază, cu două microprocesoare unite pe placa de bază și cu un standard deschis pentru mai multe sisteme de operare, pentru Linux, pentru Microsoft. În pe decursul timpului au apărut tot felul de tehnologii, tot felul de configurații specifice. Până în ziua de astăzi, chiar acea tehnologie încă este cea mai vândută la nivel mondial, nu mai la DELL, la toți ceilalți vendori, aceste servere standard. Nu vom vorbi despre ele astăzi foarte mult. Vreau să vă povestesc despre câteva tendințe care sunt în zona aceasta de computing și cum DELL MC răspunde acestor tendințe din viață, cum a evoluat industria asta și care sunt provocările actuale. Și dacă vă uitați pe slide-ul acesta, o să vedeți că avem aici câteva chestiuni. Una foarte, foarte importantă este... Una foarte importantă este posibilitatea sistemelor actuale de a transforma cât mai multe operațiuni funcționalități din hardware în software. Deci migrate din chipset-uri și microchip-uri și circuite integrate care făceau pentru un anumit scop dezvoltate, funcțiile acelea sunt migrate tot mai mult în partea de software. Și există acum aplicații, microcoduri, tot felul de dezvoltări software care pe un chipset, pe un circuit integrat sau un microprocesor standard, poate să facă acele funcții specifice pe care în trecut, numai de câțiva ani în trecut, trebuiau dezvoltate anumite chipset-uri dedicate. Și chestiunea asta are un impact enorm de mare. Practic este unul dintre driverii care ne duce spre acest concept de software defined data center. Practic putem folosi servere standard cu componente standard și pe ele să modelăm din punct de vedere software toate aceste soluții software defined. O altă trend este flash-ul. Flash-ul este o tehnologie care schimbă radical și a revoluționat radical accesul la date și posibilitatea de stocare a datelor. Practic, în ziua de astăzi, flash-ul și SSD-urile sunt noile hard disk-uri. Da? Hard disk-urile au devenit din ce în ce mai folosite doar pentru backup-ul, pentru stocarea datelor de producție, nu pentru informaționare. Și, practic, tape-ul din ce în ce și găsește o piață cât mai îngustă, mai mult pentru zona de activare și de, să spunem, recuperare în caz de dezastru, prin restaurări. Mai există o tehnologie care merge acum foarte, foarte mult, sunt aceste carduri NVMe. Cardurile NVMe sunt, de fapt, niște SSD-uri pe PCI Express care comunică foarte intensiv cu partea de procesor, cu partea de RAM. Ele sunt pe partea de bază direct, nu au latențele specifice conexiunilor SAS din controlul RAID-ului de discuri. Și oferă performanțe enorme, mari, de 100 de ori mai mari decât un hard un SSD un play normal de hard disk. O altă tehnologie, tot mai vândută, sunt aceste FPGA-uri. Acestea sunt un fel de microprocesoare care sunt suplimentar instalate pe plăcile de bază, față de microprocesoare normale de date, și ele pot fi programate în funcție de specificul unei aplicații sau unui use case sau specificul unui echipament cu care interacționează
De ce mai multe ori sunt folosite în industria IoT, sunt tot mai mult destinate colaborări dintre un server, să spunem, din data center și niște senzori, niște echipamente instalate în teren de anumite echipamente sau pe alte categorii de device-uri. Ce este important să știți este că ele, aceste chipuri programabile, fac posibilă agregarea unor date de pe mașini care sunt nu neapărat mașini IoT. Da? Ele pot fi senzori, pot fi senzori, pot fi chipuri instalate pe senzori de lumină, să spunem, sau pe cablele de comunicații, diferite tehnologii de genul ăsta. O altă, un alt trend este convergența. Și când vorbim despre convergență, vorbim despre posibilitatea de a pune în aceeași mașină foarte multe resurse la dispoziție. Practic, un server modern, un server de ziua de azi, poate acomoda un program carcasă foarte mică un număr mare de resurse. Și când vorbim de număr mare de resurse, vorbim de 10 core-uri de procesare, vorbim de 10 tera de stocare, vorbim de câțiva tera de memorie RAM, multă conectivitate, 10 de porturi, să spunem, de conectare în rețea, inclusiv tehnologii de conectare foarte performante. Acum s-au implementat tehnologii de 40 de gigabit Ethernet, 100 de gigabit Ethernet. În portofoliul DELL, serverele actuale suportă astfel de tehnologii de conectare și pot fi echipate cu astfel de interfețe. Automarea și automatizarea și sistem management este tot așa un concept care ne ajută în momentul de față în zona aceasta de computing să putem automatiza procesele de administrare. Practic, dacă într-un mediu tradițional administram server cu server, fiecare mașină în parte cu propria consolă de administrare, cu propriile setări, în momentul de față există integrări foarte masive așa în zona asta de automatizare prin care dintr-o singură interfață de management putem administra 10 de servere, putem face deployment la o grămadă de page-uri, de software, pe echipamente care sunt la distanță. Zona aceasta de automatizare, de asemenea, ușurează foarte mult munca de setare, zona de virtualizare. O să vedeți un slide despre un produs care se numește VX-Ray, unde totul este automatizat, e practic bine preinstalat cu partea de software și doar din consola de management câteva clipuri next, în spate softul de automatizare de management face toate setările care sunt necesare atât pentru partea de hardware cât și pentru partea de software. Un alt trend în industria aceasta a computingului este transformarea soluțiilor din niște soluții tradiționale client-server, practic aveam serverele conectate printr-o rețea LAN-SAN, mai departe către un storage consolidat. În momentul de față există un trend prin care ceea ce numim noi modernizarea IT-ului. Practic,
foarte multe componente vor fi software defined, o grămadă de funcții vor fi, să spunem, migrate din zona de hardware, din zona anumitor tipuri de, să spunem, chiar sisteme de stocare sau parte de networking, vor fi network defined, software defined networking, software defined storage și vor rula pe echipamente standardizate, însă special configurate pentru anumite funcționalități în zona aceasta de software defined. Un studiu de la Gartner și IDC, ca să confirme aceste trenduri, au fost elaborate și sunt publice. De exemplu, din studiile acestea rezultă că 60% până în 2019, 60% creștere de piață pentru zona aceasta de tehnologii hiperconvergente și în ceea ce privește partea de adopție a acestor tehnologii, 30% dintre companii care vor avea până în 2019 software defined data center sau software defined storage sau software defined networking, iar mai mult de 40% vor patrona cel puțin aceste tehnologii, vor face cu conceptul demo-uri, vor disemina informații în zona această zonă ca pot fi adoptate în interiorul companiilor. DLMC vine cu un produs revoluționar în zona aceasta, uite acestui X-Ray. Ca să înțelegeți din ce este făcut, este făcut dintr-o infrastructură standard, sunt niște servere din racabile din seria R630. Aceste servere sunt, să spunem, îmbunătățite cu niște configurații, cu niște componente care sunt dedicate pentru software defined infrastructure. Acum vorbim despre aceste componente, nu vorbim despre niște lucruri proprietare, vorbim practic despre anumite configurații, un sizing dinainte stabil care să suporte partea de software defined. Deci sunt componente practic cardurile NVMe pe PCI Express, sunt componente, sunt SSD-urile cu sectoare de 4K, diferite tehnologii, diferite componente care ele sunt practic standard, dar ele sunt ca bază pentru această infrastructură software defined. Ce important de știut la produsul ăsta, se implementează sub formă de noduri, poate scala până la un număr foarte mare de 60 de noduri. Și în 60 de noduri poate livra foarte mulți IOPS, vorbim aici de peste 1 milion de IOPS. Vorbim de capacități foarte mari de stocare, un singur nod poate avea și 60 de tera pe el instalat. Putem vorbi și de anumite automatizări, pentru că toată partea de implementare și de configurare este automatizată. Și este un produs care e, în momentul de față, exclusiv livrat de către DLMC, împreună cu VMware. Poate știți, VMware face parte din Dell Technologies, compania mamă, să spunem așa, acestor companii. Mai sunt și alte firme aici, poate ați de Virtual Stream, de, au fost Sony World, mai multe companii. Partea de, sunt trei categorii, să spunem așa, în portofelul ăsta de hardware. Partea de infrastructură tradițională vine și ea cu o modernizare foarte agresivă. În ultimii ani au ieșit foarte multe îmbunătățiri pe zona de accelerare flash. De exemplu, când vorbim de servere, în momentul de față, toate serverele Dell MC suportă cardurile NVMe, suportă management agent free. Asta înseamnă că avem inclus în server o componentă care se numește IDRE, care captează date de la sensor din interiorul serverului și când ne gândim la chestia asta, dacă spun că e un fel de machine learning, nu exagerez. Practic, în ultimele versiuni de software de management, software-ul este capabil să înțeleagă datele care sunt conectate din echipament, să înțeleagă care va fi traiectoria, care va fi comportamentul componentelor din server și poate, în mod proactiv, să trimită niște informări și niște predicții către administratorul serverului respectiv, artistul din locația X, așa
machine learning este din ce în ce mai inclusă în, în echipamente. Pe partea de storage, foarte la mod acum, flash array-urile, prețurile au scris foarte mult în zona aceasta de flash, echipamentele de stocare se pot livra ori flash sau în, în, într-o manieră hibridă. Pot să vă spun aici că un, un, o atenție foarte mare este în zona aceasta de software de control. Practic, noua companie DMC încearcă să dezvolte conectori software între software de control din diferite categorii de produse. Practic, software de control din servere, să comunice cu software de control din storage, cu software de control din networking, astfel încât integrarea unui astfel de infrastructură și menținerea ei de utilizare, managementului să fie cât mai ușor. Practic, într-o singură interfață, așa că, scop final, putem administra toată infrastructura, indiferent de ce component ar fi, pe zona de servere, storage sau network. În portofoliul de networking avem o foarte mare atenție acum pe software defined networking și pe open networking. Open networking ce înseamnă? Că pe lângă sistemele de operare proprietare de pe networking cu DELL, switch-urile sunt capabile să ruleze sisteme de operare open source. Și când spun asta, există pe piață soluții foarte interesante din zona open source, care pun la dispoziție performanțe foarte mari și care sunt folosite deosebit în, în zona aceasta de scalabilitate de rețea de arhitecturi distribuite. Aici sunt câteva, câteva softuri care sunt suportate. Suportul este oferit de către DELL inclusiv pentru acele versiuni de software. Sunt Big Switch, IP Infusion, Pluribus. Dacă aveți curiozitatea, puteți căuta să vedeți ce cu aceste versiuni. O a treia categorie sunt aceste blueprint-uri și am spus finalul prezentării această a treia categorie de dezvoltare. Deci vă spuneam de arhitectura hiperconvergentă, acele produse și peste Israelul, infrastructura standard și a treia categorie de dezvoltare sunt aceste blueprint-uri. Blueprint-urile sunt, de fapt, infrastructuri integrate, împreună cu diferiți furnizori din lumea aplicațiilor. Și acestea sunt dezvoltate pe câteva categorii importante. Una este High Performance Computing, în general destinată pentru mediul academic, mediul științific, mediul cercetare. Data Analytics. Vorbim de Data Analytics, vorbim de, în general, de SAP și de Microsoft, cei care colaborează mai intens. Business Application, SAP, Oracle, Microsoft și Software Defined, unde principala colaborare este cu VMware. Ok, să revenim puțin să vă dau câteva detalii despre fiecare parte. O să intru fiecare dintre aceste trei direcții de dezvoltare, să spun câteva cuvinte despre fiecare, ce e mai important de înțeles și de știut. Începem cu DXRail-ul. Este un sistem suprem așa dezvoltat de Lineage pentru Lineage. E un sistem care se pune în rack, se pornește software-ul de management, este complet automatizat. Software-ul de management activează partea de licențiere de VMware. Licențele de VMware, dacă le aveți, le puteți folosi. Deci, noi, e cam bine preinstalat, însă dacă vreți să activați licența respectivă și aveți dumneavoastră deja licențele, puteți introduce în cuiul respectiv și nu mai cumpărați partea de licențe de VMware. Principala diferență între, între produsul ăsta și alte produse din zona asta hiperconvergente este faptul că partea de Nissan rulează aici în kernelul software-ului de virtualizare. Noi avem un portofoliu și soluții bazate pe Microsoft, pe Storyspace și soluții bazate pe Nutanix, mai multe categorii de produse în zona asta. Însă în toate acele soluții, storage-ul este practic o mașină virtuală care rulează alături de celelalte mașini virtuale pe host, pe serverul respectiv. Prin ce se deosebește în primul rând acest exemplu este că partea de partea de storage virtual, rulează direct în kernelul de virtualizare.
Evident, implicații sunt foarte multe, funcționează mult mai repede, nu consumă resurse suplimentare, are un lucru mult mai mare, politicile și partea de management care se aplică pe mașinile virtuale, ca pentru partea de discret până în partea de design, o ușurință mult mai mare, mult mai multe avantaje în zona asta. Ce este în interior, din punct de vedere licențiere, partea de data protection, există niște componente, cum este PowerPoint, care este un software dezvoltat de MC, Cloud Array, și Cloud Array este o posibilitate de a copia datele de infrastructura locală într-un cloud public sau privat, la distanță, practic e un software de replicare. Vsphere Replication și Vsphere Data Protection sunt componente care aduc protecția mașinilor virtuale. Partea de Nissan, există o licență de Nissan Enterprise, Vcenter, Vrealize, Vsphere. Vrealize poate merge până la momentul în care puteți face un private cloud pe aceste infrastructuri. Practic, scalați adăugând număr mai mare de moduri, adăugați astfel de servere în infrastructură, sunt interconectate și din ele puteți face un private cloud pe care puteți partaja mașinile virtuale pe VPS. Partea de deployment și suport, VXA Manager este softul central care automatizează toate celelalte procese și incluim un suport de posibilitatea de a menține infrastructura de la distanță. Există mai multe variante. G-Series este, să-i spunem, cel cu un general purpose server care poate fi livrat oriunde și hibrid. Nu are o capacitate foarte mare de stocare internă. Se pot implementa orice fel de soluții pe el. Deci, practic, se pot implementa aplicații de business. Puteți face mașini virtuale pentru VDI, puteți face mașini virtuale pentru servere de aplicații, pentru servere de infrastructură, de file server, orice categorie de astfel de use case. E-Series este o implementare care oferă ceva mai multă capacitate, însă este focusată în special pe partea de value. Nu sunt procesare puternice în acest server, nu are foarte multă memorie, acest nod nu are interfețe de comunicație foarte performante. Însă ce poate pune la dispoziție, poate pune la dispoziție toată partea aceea de automatizare, licențele de virtualizare. E un design dinainte făcut și poate scala până la 30 de TL. Începând de aici, acestea trebuie sunt mai specializate. Acestea pentru VDI, acestea pentru performanță, le folosim în general pentru aplicații de business pentru baze de date și acestea pentru densitate de stocare. Ok, echipamentul vine cu totul inclus. Cam asta am să zic despre prima parte de infrastructura hiperconvergentă. Pentru infrastructura standard, partea de computing este împărțită în câteva categorii, traditional workloads, de aici vorbim despre servere tower, servere blade și cloud native, cum îi spunem noi, serverele RAC și serverele modulare. La ce s-a ajuns în momentul de față, odată cu evoluția acestor tehnologii? Practic, foarte multe inovații în domeniul acesta computingului pun la dispoziție o grămadă de componente. De exemplu, un server R730, în acesta standard de 2U, dacă doriți, noi putem customiza, putem configura în peste 80.000 de configurații unice. Asta însemnând că poate avem la dispoziție mai mult de 36 de opțiuni de procesor, foarte multe opțiuni de orea de stocare, interfețe, sisteme de operare, aplicații, deci toate acestea pot fi combinate foarte mult. Deci avem o foarte mare granularitate în zona asta de configurare. Niște lucruri aș vrea să le specific acum pentru zona asta de servere convergente și lamelare. Sunt aici trei categorii, M1E, este proiectul acesta mare, RTX este serverul acesta convergent și FX2 este un server modular care oferă foarte multe, foarte mare densitate de resurse.
blade-urile, în două variante, cu 4 socket-uri și cu 2 socket-uri. Ce este important de știut este că peste 2-3 luni vor apărea în oferta noastră echipamente cu noile procesoare Intel. Toate camerele astea vor fi suportate pe aceleași șasiu, vor fi în continuare comercializate în paralel, dar o nouă categorie de produse va fi disponibilă, mult mai performantă, cu foarte multe îmbunătățiri, o să vedeți multe surprize frumoase acolo. VRTX este un echipament care pune la dispoziție în aceeași carcasă tot ce vă trebuie pentru o mică soluție SAN, ca să vă spun direct. Practic avem până la 4 ulame de procesoare, este a poziționat aici, și un mic subsistem de stocare inclus în șasiu, după care pe spatele șasiului sunt două switch-uri care pot fi în configurație redundantă. Dacă vreți să comparăm cu o mică soluție SAN, să spunem așa, standard, ar trebui într-un rack să punem la 4 servere 1 sau 2 U, încă două switch-uri de SAN sau de mai scarpe de rack, dar un storage care poate fi, nu știu, cu discurile în control sau un control separat, se ajunge la o arhitectură, la un rack foarte destul de mare, undeva măcar dacă nu chiar mai mult. Dar gândiți-vă ce înseamnă cu puterea administrării. Acolo fiecare server sau serverele sunt administrate cu o consolă diferită de management, switch-urile administrate cu o altă consolă și probabil pot fi și altă lucrător alte categorii de comenzi, storage-ul din nou, propria lui consolă de administrare, propria lui metodă de management. Partea de storage redundantă sau? Da, are două, are două controle de raid. Poate fi. Dacă pică chestia aia, să strică două harde sau pe care pică tot storage-ul. Ce? Cum ai zis? Două folosim. Toate tehnologii. Văd pe spatul plec. Pun două plec, fac o plastă și leg la storage-ul respectiv. Da. Și se duc două harde sau. Mai depinde ce are lucru mai implementat. Da, dar discurs nu are lucru de... Da. Partea de redundanță apare numai dacă mai leg la alt sistem și fac un diagă. Puteți să faceți și ideea, dar simplu astfel la căderea unor discuri este cam orice server și cam orice storage. Nu are legătură cu controlul. E vorba de grupul RAID în care le aveți. Da, dacă aveți RAID 10, RAID 4, dacă aveți RAID 5, RAID 4. Un storage clasic. Un storage clasic pus într-un șasiu cu plecuri. Deci noi îl poziționăm ca un server convergent. Acest server convergent pune la dispoziție o arhitectură care avea el. Consolidează un form factor destul de mic, 5U, o grămadă de echipamente, el are suportă 25 de discuri, de exemplu, da? Deci, practic, consolidează o singură carcasă cu același soft de management, cablările necesare, când sunt la o infrastructură standardizată, care sunt cablările necesare în spate, da? Fiecare server cu HP-urile, cu cablurile de rețea, presiune către switch-uri, switch-urile către exterior, storage-ul în switch-uri și toate chestii care trebuie. 4 cabluri, dar două cabluri pentru alimentare. Pentru cele două surse acolo aveți câte cabluri de alimentare aveți pe infrastructură de aia. Fiecare server cu două surse, switch-urile cu surselor, să spărim cu surselor. Deci lucrurile se consolidează foarte mult și se administrează centralizat. E o foarte mare ușurință în zona asta de operare și de management și un fost foarte mult redus. Da? Multe resurse. Ceea ce privește disponibilitatea datelor, lucrurile nu stau chiar așa superficial, cum poate suntem, aveți tendința să credeți. DELL oferă un nivel de disponibilitate extrem de mare pe aceste sisteme, în sensul că controlele RAID pot fi redundante, sunt suportate foarte multe tipuri de RAID, da? RAID 0, 10, 5, 50, 6, 60, pot fi replicate datele dintr-o șasiu. Șasiuri. Prin softul de management pot fi administrate în mod consolidat mai multe astfel de șasie, care într-adevăr nu se pot proviziona resurse dintr-un șasiu în alt șasiu. Asta e mai greu prin softul de management. Nu puteți face dintr-un soft de virtualizare, din exemplu, un cluster de VMware sau altceva. Însă sunt puse la dispoziție o grămadă de funcționalități în zona asta de reziliența datelor, de high availability. Nu există o componentă. Șasiul este pasiv. Mare, nu se poate arde sau singurul lucru ca să știi ce este mecanic, să dai cu ciocanul, nu are ce să se ardă la șasiu. Switch-urile, dacă mergeți pe configurație redundantă, veți avea două switch-uri
acum pe infrastructură standardă, dar am să cere redundante. Mi-e greu să cred că poate că era atât de ușor și noi aveau deci 5 ani, dar trebuie să ducă toate discurile. După 5 ani încep să pice toate discurile. Și ai, dacă ai ghinion să pice două pe același site, acum de început de octombrie, tot de redundant, mai fi istoric. Bun. Pentru poate nu poate după 5 ani să pot întâmpla foarte multe lucruri. Am dat un exemplu. Da, un milion poate fi oricând, dar de exemplu, aici am de exemplu nu are legătură. Da, controlul de fire, tot mai puțin soi. Ok, bine. Am vrut să vă pun să luăm discuția asta separat. Da. Și o să discutăm și despre ce înseamnă de MDP-ul, cât durează de viață un cardist și... Nu, da, ipotetic vorbim, dar nu... Da. Ca să vă spun mai departe despre următorul produs, avem un alt produs în zona asta modulară care pune la dispoziție și mai multe resurse, un support factor și mai mic. Însă aici, acest produs este dinainte dezvoltat, să spunem, pentru aplicații distribuite. Practic, echipamentele acestea sunt extrem de flexibile, pot fi introduse diferite module de categorii de lame de procesare, lame de stocare. Sunt disponibile, de exemplu, într-un astfel de șasiu, FC830, acesta este o lamă de procesare cu 4 socheturi. Practic, într-o singură carcasă, putem pune două astfel de servere de fiecare de 4 socheturi, da? Având un server per total și o singură mașină, 8 microprocesare, 2-1. 630 este chiar cel din poză de aici. Este un form factor de un sfert din șasiul respectiv, dar mai din șasioare și doi put. Și acestea sunt doar procesori, au, să spunem, un număr mai mic de memorii RAM, de slot RAM, au 24 de slot-uri astea. Și pot ocupa, de exemplu, un astfel de șasiu, 4 bucăți, și două procesoare, dar putem pune 8 procesoare. Ce putem, unde mergem foarte mult în zona aceasta ultra tensă, cu aceste C430, în care sunt niște module foarte mici. Am dat 8 astfel de module în șasiu de 2-1. Ambele module astea sunt și ele cu un procesor. Practic, într-un astfel de șasiu, putem avea 16 procesoare în 2-1, care e o felul de densitate extrem de mare pentru zona de computing. Lucrul ăsta, evident, are și are aplicabilitățile lui. În general, este poziționat pentru zona de densitate foarte mare de mașini virtuale, pentru zona de aplicații distribuite, pentru zona de web, de exemplu. Și mai există, inclusiv aceste moduri de stocare, de exemplu, care pune la dispoziție 16 discuri de 2,5. Ce nu am zis este faptul că într-un astfel de șasiu se pot combina module cu diferite caracteristici. De exemplu, dacă dorim să configurăm un astfel de echipament cu două module, două lame de stocare, două procesori, unul sau două module de stocare cu 16 discuri și, să spunem, două switch-uri, avem posibilitatea, flexibilitatea să punem toate astea în șasiu. Dacă dorim o altă configurație, pur și simplu scoatem un module respectiv, punem alte module și reconfigurăm serverul respectiv la modul care ne este necesar pentru aplicațiile pe care le folosim. Aici este vorba de și de appliance-uri, o să trec foarte rapid peste slide-ul ăsta. Ce este important de știut este faptul că DELL are o divizie care se numește OEM-ul și în acea divizie dezvoltă hardware dedicat pentru diferiți alți furnizori din zona de aplicație, din zona de infrastructură. De exemplu, să luăm așa un appliance de la domain, are serverul de un server DELL, dar care este modificat de special proiectat pentru acel tip de appliance. Sunt foarte multe aplicații pentru cloud-ul Microsoft, avem appliance-uri. În zona de management, am vorbit puțin de automatizare. Mai sunt două chestii pe care vreau să le... Una este în zona de sincronizare cu telefoane mobile. Aici, element a dezvoltat foarte mult partea aceasta de mobility. Și în momentul de față, și în versiunea acolo, dar și în versiunea care s-a lansat,
administra echipamentele prin intermediul telefonului mobil. Evident, într-o manieră securizată, da? Deci tot ce înseamnă protocoale de acces securizate, parole, autentificare, toate chestiunile astea sunt disponibile. Și astfel de aplicații vor fi, sunt disponibile deja pentru Android și pentru iOS. O chestiune tot așa interesantă este acest HTML5. Practic se renunță la partinul acela bazat pe Java, care toată lumea e așa supărat pe plugin-ul ăla. Și nu numai la doi la tot vânzări, niciodată nu ai versiunea care trebuie. Când ai versiunea care trebuie, ce componentă e lângă altul versiune, tot așa. E, avem acum posibilitatea de a introduce accesul pe partea de HTML5. Aici, direct, este posibilitatea de a te conecta direct în server pe codul SD și a face configurările respective, dacă vrei să faceți o configurare de la nivelul serverului direct. Agent Fee, vă spuneam mai devreme, au fost scoși agenți de monitorizare instalabil, adică nu mai există componente de agenți software care să facă monitorizarea. Monitorizarea se face din interiorul serverului prin niște senzori și placa provider primește informații de la serverul respectiv. Easy Restore este posibilitatea de a restaura configurațiile și setările serverului, profilele serverului pot fi salvate și restaurate pe echipament sau chiar pe un alt echipament. Inclusiv posibilitatea de a salva profilele pe un USB pe care îl rog merge un alt server și de restaura pe un pe altă mașină. Bun, cred că m-am apropiat de final. Așa, sunt mai am câteva slide-uri aici. Persoana asta de a treia direcție, cum spuneam, de sisteme integrate. De general, oferim o platformă pentru diferite soluții. O să trec rapid prin ele. Unic un plugin pentru cloud, deci dacă doriți să implementați cloud privat, avem arhitectura backup, avem soluții predefinite, avem sizing guide-uri, avem posibilitatea de a pune la dispoziție documentație și echipamente, chiar și echipamente de demo pentru orice astfel de categorie. Pentru virtualizare, o grămadă de sisteme aici, inclusiv despre care am vorbit. CDI rămâne o direcție destul de importantă pentru DNPC, avem destul de multe proiecturi cu CDI. Big Data și Analytics aici, încercăm să promovăm foarte mult chestiile asta. Nu prea e o piață pe care să o adresăm decât în companii de foarte mari. High-performance computing, în general, ne focusăm pe soluțiile de HPC, de lustre și cele de high availability. Ce vreau să vă spun pentru acest portofoliu este faptul că DLMC este focusat pe transformarea și modernizarea infrastructurilor. Ceea ce facem noi în momentul de față, pe ce ne focusăm în această divizie de computing, ne focusăm pe modernizare, automatizare și transformare. Când vorbim transformare, nu vorbim doar de transformarea hardware-a echipamentului și a mediului cum arată, ci ne mergem în zona de procese. Cum sunt administrate, de ce resurse este nevoie pentru a fi administrate, pentru a ține infrastructura în care. Și dăm foarte multă importanță acestor trei lucruri, în momentul când produsele sunt proiectate și dimensionate și sizing-ul pe care soluții sunt făcute, să mergem după aceste line-uri. Cam atât am avut să vă zic. Nu ezitați să ne contactați prin ETA sau direct. Noi suntem aici să vă punem la dispoziție informațiile astea, dorim să vă ajutăm să produceți proiectele la sfârșit și să le implementați.